Deci, după cum ați observat, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi au fost introduse două proiecte care fac parte din planul de dezvoltare al infrastructurii de sănătate al Consiliului Județean, plan de dezvoltare de care domnul președinte Iulian Dumitrescu ține foarte mult la nivelul județului Prahova. În acest sens, cele două proiecte de pe ordinea de zi de astăzi e demararea procedurilor pentru implementarea unui proiect pentru înființarea și modernizarea unui bloc, dacă nu greșesc, operator ATI la Spitalul de Obstetrică Ginecologie și promovarea proiectului de înființare a unei secții de pediatrie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești.